ninguno dipe mesu. Yo su nyachi banyan shesu, la 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 la. Yo su nyachi banyan shesu. Si ninguno dipe mesu, la. Si ninguno dipe mesu. Să le aplaudăm, să le aplaudăm. Ia uite ce fetițe frumoase, grădinița Colibri a poposit în emisiunea noastră. Doamne, cât sunt de drăgălașe, Laurețiu. Eu le-aș lua pe toate acasă, dar sigur nu mă lasă nici mămicile, nici tăticii, da, nici bunicii, nici doamna educatoare, nici Raimonda, pentru că le iubesc fără doar și poate. Bravo, dragele mele, ați fost foarte frumoase. Aveți un costum extraordinar de frumos. Ia, faceți o reverență, așa vă plecați în fața camerei, da? Așa, uite, vă ajută Raimonda. Așa, ne aplecăm. După aceea vă retrageți și puțin mai târziu o să vă chem eu înapoi în emisiune și o să vă prezint pe fiecare în parte, da? Mulțumim. Mergeți înapoi la grădini, dar puțin mai târziu, iubita, da? Deocamdată mai stați puțin aici, că o să vorbesc cu voi după aceea, da? Bine, mulțumesc frumos, sunteți foarte frumoase. Bine ne-am reîntâlnit, dragi telespectatori, o deschidere extraordinară, o imagine frumoasă. M-am bucurat și eu să le privesc pe aceste micuțe dansatoare. Vă spun, bine ne-am reîntâlnit de aici, de la restaurantul Mandala din Mamaia, gazda emisiunii noastre. Este duminică, invitații au ajuns alături de noi în emisiune, suntem gata să intrăm în casele dumneavoastră. Nu trebuie decât să ne urmăriți, să fiți alături de noi o oră și jumătate și cu siguranță vor fi momente frumoase, vom crea aici situații, amintiri, relații, vom povesti. În partea a doua emisiunii trebuie să vă anunț că va ajunge alături de noi și colega mea de la Teatrul Luiza Martinescu, actrița Luiza Martinescu. Avem dansatori, dansatoare, avem cărți, avem proză, avem poezii, vorbim și despre teatru cu Luiza în partea a doua. Până atunci îi spun bine ai venit alături de noi, bine ai revenit în emisiunea Randevul Duminical doamnei Luiza Cala. Luiza este artist, scriitor, un om cu suflet mare, un prieten al emisiunii. Bine ne-am reîntâlnit, Luiza! Bun găsit! Și ce frumos am început! Copiii au atins sufletul meu și cu siguranță și al spectatorilor. Totdeauna copiii sensibilizează, cu atât mai mult cu cât vin în fața noastră cu un dans, vin cu costume atât de frumoase. Este și meritul Raimondei. Bine ai venit, Raimonda Potlog. Raimonda este consilier de imagine, profesor coregraf la școala primară și grădinița Colibri. Îți mulțumim, Raimonda, că ne-ai adus bijuteriile acestea în emisiune. Bună ziua, mai întâi, vă mulțumesc și eu pentru invitație și cu altă ocazie, cu mare plăcere. Cum ai spus, sunt consilier de imagine la școala primară Colibri. Lucrez cu copii mici și copii mari. Copiii mici, grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare de la grădinița Colibri. Avem și școală, clasa pregătitoare până la clasa 4. Lucrez și cu copiii de acolo. Avem un colectiv foarte frumos. Îi mulțumesc pe calea aceasta doamnei manager Claudia Bâlbă că mi-a dat mână liberă pentru a fi lângă dânsa. Este un om minunat, mi-a acceptat cu mare plăcere toate ideile noi cu care am venit și mă bucur pe calea aceasta că am putut să îi ofer dânsei ca la anul să facem un concurs pe grădiniță și pe școală, dacă tot am fost balerină la Teatrul Fantazio, va fi un festival de revistă.
O să vorbim despre festival, Raimonda, da, puțin mai târziu. Ca o paranteză, eu consider că tu ești un câștig pentru Grădinița Colibri. Eu, de altfel, cunoscându-te, noi am fost colege la Teatru Fantazio, așa cum spuneai. Raimonda este un profesionist, întotdeauna și-a dus la îndeplinire toate atribuțiile cu profesionalism. Îți doresc succes în continuare. Mulțumim. E clar mult că faci cu drag ceea ce faci și o să povestim despre festivalurile sau concursurile, mai bine zis, la care voi ați mers, cum e lucru cu copiii, ce pregătiți în continuare, dar avem timp, doar ce am început emisiunea. Acum o să-l salut și pe Laurențiu. Bine ne-am reîntâlnit, maestre. Salut, mâna, mulțumesc. Și eu am rămas sub imperiul ăsta vizual care mi l-au creat micuțele. Chiar mă gândeam, ele sunt fete din Căpâlna, toate sunt la fel ca una, știi? Adică dacă o e așa, sunt o asemănare la Indigo și e o bucurie imensă să le vezi la lucru foarte aproape, chiar și din spate, ușor mirate, ușor debusolate, cu puține emoții, dar sunt dulci, dulci precum puțin fascinate de platou, de tot ce se întâmplă aici, sunt și pentru ele ceva inedit. Și noi am deschis emisiunea așa în spiritul acesta, cum să spun, o manifestare super, super tânără, să vedem unde ajungem, la cărți, poezie, teatru, muzică, să vedem ce o să dezbatem, așa că stați aproape cu noi. Raimonda, mă întorc la tine și haide să începem cu începutul. De când a început colaborarea și unde ați mers, la ce concurs ați participat, ce premii ați luat, cu ce diplome v-ați întors și cum te simți în jurul lor? Lucrez alături de această unitate de un an și jumătate. Mă simt foarte bine alături de dânsele, suntem normal. Și eu m-am simțit alături de dânsele. Adică mi-a plăcut cum sună, mă simt bine alături de dânsele. Da, pentru că suntem foarte multe educatoare și profesoare în unitatea Colibri. Dar, Laurențiu, tu cu spectacolele tale n-ai ajuns pe la Colibri? Nu știu unde exact, nu cred că am ajuns. Păi nu, unde e poziționată sau locația? Sau ai fost și nu știi unde ai fost? Se poate? Da, spune-mi unde grădiniți. Pe strada Dogherilor, numărul 22, lângă stadion. N-ai ajuns pe acolo. Da, lângă stadion, da. Poate de acum încolo te vor primi și pe tine cu spectacolașele tale. Cu mare drag. Da, sigur, vorbim, sigur. Bun, așa, Raimonda, scuze-mă că te-am întrebat, eram curioasă să văd dacă Laur s-a perindat, s-a plimbat, s-a exprimat artistic pe acolo. Participăm la toate concursurile, festivalurile. Suntem invitați. Chiar am fost invitat, acum avem săptămâna viitoare, pe 2 decembrie, la Luiza Martinescu, la festivalul ei. Uite, vine Luiza în partea a doua și o să rugăm să ne vorbească puțin și despre festivalul de dans. Da, unde ne-am bucurat foarte mult că a pus și această categorie de vârstă 5-6 ani. Pe calea aceasta vreau să mulțumesc și părinților, pentru că sunt alături de noi și ne ajută. În primul și în primul rând, vă mulțumesc din suflet, știu că mereu vă sunăm și vă spunem, mai vrem alt costum și alt costum și tot așa, dansuri noi. Foarte frumos că, iată, ei colaborează și voi aveți nevoie de colaborarea cu părinții, doar așa se pot construi lucruri atât de frumoase. Așa da? Este. Împreună, unii cu ceilalți, colaborând, va ieși întotdeauna ceva minunat. E un efort, minunat. Noi știm că este un efort financiar, că nu e tocmai ușor și la îndemână vremurile astea, dar când vezi lucrurile atât de frumoase, când vezi un dans, când vezi copilașii aceștia atât de frumoși, și dacă își doresc și vezi că copilul tău vrea și își dorește, ca orice părinte face un sacrificiu, face efortul. Felicitări, dragii mei, și la fel în continuare să fiți alături de Raimonda și să construiți dansulețe împreună. Și creați și costume frumoase. Alături de doamna manager, Claudia Bâlpă, vom avea și proiectul care am spus la anul, festivalul de revistă. De ce am ales? Tu știi foarte bine că am făcut la viața mea foarte multă revistă. Le mulțumesc coregrafilor cu care am lucrat, tot ce am învățat de la dânsii.
Acum e rândul meu să dau mai departe copiilor acestora minunați. Noi la grădiniță facem și ateliere după amiaza, unde din nou le mulțumesc părinților că au fost de acord și i-au lăsat lângă mine și la atelierele de dans modern, de dans clasic, de dans contemporan, numai muncind împreună vom progresa pentru viitorul nostru, pentru concursul nostru, pentru ceea ce va urma, festivalul de revistă. Cum simți părinții? Ei se implică? Adică sunt părinți care, spre exemplu, vii cu o idee personală, bineînțeles cu autorizarea personală a directoarei, dar după care tu o expui părinților. Sunt părinți care spun, wow, hai să o facem, hai să o gândim, hai să o dregem, deci vin imediat în ajutorul tău să susțină ideea, sau sunt ușor sceptici, ușor o dau după gard, cum spune românul în termene, cum, la modul sincer mă interesează, care este aprinderea, care este aplecarea părintească vis-a-vis de proiectele unui profesionist? Sincer, până în momentul de față, nu am avut deocamdată nici un refuz. Deci de un an și jumătate de când sunt în această instituție, totul a fost ok din partea părinților. Chiar pe 9 decembrie avem un concurs la Mangalia, unde va fi... Nu greu, dar le-am spus părinților, am dorit să-i iau doar pe copii cu mine, să nu vină dânsii, să vadă ceea ce înseamnă să fii profesionist, să plecăm în grup, un autocar. Să aibă tentația să fugă în brațele lui mami, lui tati, în brațele lui mami, în brațele tati, să se simtă responsabil. Luiza este din Mangalia, așa că poți să o invit la eveniment și pe Luiza. Cu mare plăcere. Am cu urechea. Cum e să lucrezi cu copiii, Raimonda? Ei sunt energici, sunt exuberanți, sunt neastâmpărați. La vârsta lor e normal, e în firescul vârstei. E greu, e ușor? Ce e greu, ce e mai puțin? Este și greu, dar fetița mea, Natalia, are și ea 5 ani și lucrul acesta m-a ajutat. Am știut, având și eu copil la rândul meu, eu zic că este un punct foarte... exercițiul de acasă. Antrenată gata. Da, pentru a ști să mă destănui în fața copiilor așa cum trebuie. Bineînțeles că am și cursuri de specialitate care m-au ajutat și acestea foarte mult. Totul este minunat. Nu poți să lucrezi cu copiii dacă nu iubești copiii. În primul rând. Nu? Sunt momente... Sigur că da. Dacă eu aș lucra la o grupă cu Raimonda, aș iubi și părinții. Dar eu sunt convinsă că e o relație frumoasă între Raimonda și părinții copiilor. Da? E o prietenie, se comunică frumos. Mă refeream... Tu referi-te la ce vreau să le spun. O acoladă frumoasă. Da. Mă refer la ce vreau eu. Și până la urmă putem spune că cândva chiar am colaborat și am fost... Exact, am colaborat. Pe timpuri. Nu că suntem bătrâni acum, nu mă simt, dar... Și la teatru și în campanii electorale și ne-am mai întâlnit în anumite serie și evenimente, în diferite taverne și... cu Raimonda. Noi eram cu umorul, momente vesele, prezentare, divertisment și ei erau cu dansurile lor minunate. Frumoase amintiri. Ceea ce mă bucur pentru că fac cu acești copii minunați, Liliana mi-aduce aminte de mine, în primul rând. Pentru că și eu am început de jos cariera, de când eram mică. Am muncit foarte mult și vreau să dau acestei instituții, pe lângă doamna Claudia, să-i ofer dânsei tot ce am învățat și tot ce consider că este bun în momentul acesta și mai ales că simt o deschidere față de dânsa și dânsa față de mine, de mi-a dat voie să vin cu orice este nou, e minunat. Și încă o dată mă repet,
Cel mai mult le mulțumesc părinților pentru răbdarea care o au cu noi, ca instituție, când cerem un anumit lucru, pentru că la un moment dat este greu pentru dânsii când se ivește un concurs și spun peste 2 săptămâni mergem. Trebuie alt costum, copiii sunt atenți la mine la repetiții, repetăm zilnic, nu mai este timpul acela mai liber. Este muncă multă. Este muncă multă, dar sunt și rezultate. Fără muncă multă nu avem rezultate. Natalia Potlog, fetița ta, are pregătit pentru emisiunea noastră un moment de contemporan. Am înțeles bine, Raimonda? Da? Da. O lăsăm da. Să pregătească până mai vorbim cu Luiza. Natalia, te pregătești, da? Luiza, haide să mai vedem noi ce ai făcut tu, ce ai mai făcut de când nu ne-am văzut. Avem, cred că, un an de când, de la ultima întâlnire. Ultima dată ne-am întâlnit la Olimp, nu? La filmare, am filmat la Olimp, undeva. Da. Avem mai bine de un an. Ce s-a întâmplat în anul acesta? Eu știu că a fost un an prosper. Ca orice artist, te-ai exprimat artistic în toată perioada asta, ai scos și o carte, una sau două, asta este de când? În pregătire. Hai să vorbim un pic despre lumea celor 88 de curcubeie. Sau Perechea Infinită. Sau Perechea Infinită. Este o carte de poezie care se află acum în Bulgaria, l-a tradus, o să apară în ediție bilingvă. E în curs de apariție. Deocamdată am lansat cartea de proză scurtă, Uneori consum bărbați tineri la micul dejun. Ce zici de asta, Laurențiu? Cum eu, sună? Eu consum, doamne, la cină. De data asta, volumul 2 s-ar putea să... Dar ești curioasă la cină ce consumă Luiza? Da. Deci dacă la prânzul, micul dejun intră în forță... Auzi, asta înseamnă că prânzul rămâne descoperit. Nimeni nu mănâncă la prânz. După vârstă, nu sunt suficiente 2 mese pe zi. Sunt suficiente, nu? Așa. Perfect. Hai să auzim... am văzut-o și eu pe... Da, dezvoltă că Facebook-ul a fost plin și am văzut oameni care au dat like-ul, dat plăcerea și au fost întâlniri și de-aia vreau să aflăm care-i treaba cu micul dejun ăsta. Și cu tinerii care dau târcoale. Misterioasă într-o fotografie aici pe coperta acestei cărți, Luiza cu ochelari de soare. Nu ne lasă să descoperim mai mult decât dacă citim această carte, dar pentru că nu avem timp să o citim acum și abia acum am intrat și eu în posesia, eu să o rog pe Luiza să ne spună care este firul epic al poveștii, ce se întâmplă, despre ce e vorba. Văd că sunt mai multe povestioare, cum să le numesc. Spune-ne, Luiza, de unde ți-a venit ideea și cu ce se mănâncă această carte? Această carte se mănâncă cu foarte multă iubire. Cartea este scrisă... Leitmotivul este iubirea, da? Totul se învârte în jur, ca în viață. Totul se învârte în jurul iubirii. Dacă absolut orice facem noi în viața asta este stabilit de noi la un moment și este trecător și este pământean, iubirea este universală, cosmică și e mai presus de orice și este eșafodajul pe care construim absolut orice bine și frumos în această lume. Cartea este scrisă în 2010 și a stat ascunsă, cum se spune, în sertar, până de curând, când o frumoasă, o păstrez în mister încă, întâmplare magică, m-a ajutat să văd cartea, care până acum fusese publicată pe site-uri literare, să o văd publicată și pe hârtie. Istoria ei este frumoasă. Mă aflam la Balcic într-o tabără de pictură în septembrie când am primit cartea. Atunci am văzut-o prima oară. Ea deja, înainte de a ajunge în mâinile mele să o pot pipăi, fusese prezentată la un festival de literatură la Satul Mare și am primit semnale foarte bune și frumoase de acolo deja.
După aceea, nici n-am văzut-o eu bine și mi-a fost prezentată la Muzeul Literaturii în București. Probabil titlul o ajută să fie norocoasă. Am ales acest titlu pentru că toată lumea mă întreabă de unde titlu, ca să fie cârlit, cârlig, recunosc. Și ți-a ieșit, știi, nu? Sigur că da și sunt și mulțumită. De fapt, este o metaforă. Îmi pare rău că dezamăgesc pe cei care ar fi vrut. Nu, de ușoară dezamăgire, da. N-am vrut să o spun eu. Deci câte așteptări sunt acolo. Exact. Dar... Și acum ne iei tot entuziasmul, toată imaginația lui Iza. Și o fac cu drag și liniștită, pentru că știu că cei ce vor deschide cartea și vor începe să citească, o să fie extrem de bucuroși și toți cei care au început-o n-au putut-o lăsa din mână până nu au terminat-o și se spune că ea se citește picătură cu picătură și se revine, în ciuda faptului că are așa un aer ușor dat de titlu, nu e chiar și chiar merită cică și mă bucur recitită. Ea a fost deja lansată în Mangalia, eu locuiesc în Mangalia. Prima lansare era normal, firesc să fie acasă și săptămâna trecută am lansat-o și în Constanța și urmează București, Câmpina și ce o mai fi. Nu mai știu încă, pe astea două încă le știu. O să continuăm discuția cu Luiza despre această carte. Eu am spicuit niște idei pe aici în timp ce Luiza povestea cu lux de amănunte ce se întâmplă și de unde ideea și de unde titlu. Dar hai să le rugăm pe fetițe să pregătească și ele pentru că vor intra toate, dar până atunci deocamdată intră Natalia. Natalia, te rog să vii aici, da? Să te pregătești de momentul tău artistic și colegii mei de la Sunet îți vor da startul. Pentru Natalia, ce moment frumos, un moment de dans contemporan. Le invit și pe coleguțele tale aici alături de mine. Raimonda, poți să te ridici și tu dacă vrei cu microfonul printre noi. Până vin ele, spune-mi ce sentiment te încearcă atunci când te uiți la ea. E Raimonda mică. Raimonda, în afară mică. De faptul că e copie după tine, îți îmbrățișează pasiunile. Așa, spune că seamănă și cu tati. Seamănă și cu tati. Las că tati știe că seamănă și cu tati. Ce sentiment te încearcă când o privești? Sunt emoții mari, 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 foarte mari. Mă văd pe mine și nu-mi vine să cred că are și ea înclinația artistică și pe lângă dans îi place foarte mult să cânte. Toată ziua cântă prin casă. Un artist complet, o artistă completă, ceea ce înseamnă. Fetele, dar teatru să mai la teatru joace. La le-am îmbinat pe toate. Și le-am îmbinat pe toate și iată... Teatru de revistă pe la care așa lucrezi este gata. Hai să vorbim așa cu voi, fiecare o să spună la microfon, da? Frumos spunem fiecare cum ne cheamă ca să ne audă mami, tati, cum se uită la televizor, da? Și frumos să spunem fiecare cum ne numim. Cum te cheamă? Mă numesc Bianca.
Pe mine mă cheamă Veronica. Și pe tine? Pe mine mă cheamă Ioana. Și pe tine? Pe mine mă cheamă Amira. Așa? Și aici, pe tine? Vanessa Dimnean. Și pe tine? Pe mine mă cheamă Natalia Pălon de la Grădinița Colibri. Oh, și ai iubita! Mai departe, cum te cheamă? Eu sunt Novac Sara Maria. Of, și ești emoționată, Sara Maria, și ești micuță, și ești frumoasă, tare, pe tine, cum te cheamă? Ilaria Ioana Vasile și vin de la Grădinița Colibri. Așa, și bate inimioara tare, tare de emoții. Și tu? Pe mine mă cheamă Maria Cămase. Așa, cine nu s-a prezentat? Te-ai prezentat? Da. Așa, mai departe. Uite, pe tine? Pe mine mă cheamă Ioana, de la Grădinița Colibri. Bun. Tu te-ai prezentat? Da, toată lumea, toate fetițele s-au prezentat? Ia, nu, vino aici. Pe mine mă cheamă Alexia Maria de la Grădinița Colibri. Și tu? Pe mine mă cheamă Andrada. Mulțumim frumos, mulțumim Grădiniței Colibri, vă aplaudăm, mulțumim. Acum puteți să vă retrageți, da? Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Uite, fetițele vor să stea aici, Raimonda, vezi? Trebuie să mergem. Trebuie să pleci la grădiniță, eu te lăsam să știi să stai în platou cu noi, numai că vă așteaptă doamna educatoare. Mulțumim frumos, Raimonda, uite, pentru că tu ne-ai adus în dar aceste fetițe minunate, avem și noi o surpriză pentru tine și îți ofer un moment artistic în interpretarea colegului nostru, Alexandru Anghel. Dacă fetițele au venit de la grădiniță, poate vă întrebați de ce am venit îmbrăcat așa, nu? Astăzi vreau să atingem un subiect un pic mai delicat, așa, și important și delicat în ultima perioadă în România. Este vorba despre educație, nu? De-aia m-am îmbrăcat ca la școală. Și vreau să vă întreb ce părere aveți despre sistemul de educație din România. Adică e, sau... E așa, așa, așa. Asta este, pentru că știm cu toții... Așa? Nu știu, o să vedem la sfârșit. La jumătate e așa? Observăm cu toții că din ce în ce educația în România se duce mai în jos. Se duce vizibil. Se duce. Părerea multora este că nu prea aș mai are rost școala în ziua de azi, nu? Pentru că practic sunt... Așa zice și Fimiu. Sunt niște ani de... Sunt vreo 12, 15, 16 ani petrecuți degeaba, niște ani de antrenament, pentru ca mai târziu să nu-ți aduci aminte nimic, să ai pretenții fără nicio bază, nu? Sau ca să ai ce să-ți amintești atunci când umfli roz la vulcanizare sau când dai cu glet, mă rog. Pentru că, hai să fim serioși acum, ce ne trebuie să învățăm prea multă școală? Nu? De exemplu, istorie. Dacă ești român adevărat, nu înveți istorie, faci istorie, nu? Intri în istorie. Păi... Așa este. Putem să intrăm chiar toți în istorie, dar unii mai intră, da, depinde și cum intri și, exact, ca, și ca cum ce intri. Și plus de asta, sistemul de stat de învățământ este totuși privat, pentru că practic ești privat de învățătură, nu? Educația în România a devenit atât de proastă încât unii părinți preferă să-și matriculeze și copiii în Bulgaria, nu numai mașinile. Da, să știți că există cazuri. În ultima vreme chiar am aflat despre așa ceva. De exemplu, dacă ați auzit acum, cea mai nouă invenție este manualul de religie, nu? De sport, pardon, nu de religie, manualul de sport. Ce ne trebuie manual la sport, nu? Practic, manualul de sport este ca niște exerciții de stretching la filozofie sau ca lubrifiantul la religie, dacă tot vorba, adică e bun, dar nu te ajută cu nimic. Pentru că tot așa am observat, copiii au din ce în ce mai multe cărți. Ghiozdanul lor este din ce în ce mai greu, nu? Au manual de nu știu ce, au culegere, au caiete, au așa. Și practic, de aceea, să știți că în spatele fiecărui elev de succes stă întotdeauna o femeie care îi cară ghiozdanul și îl duce la școală, nu? De unde și vorba aceea, ai carte, îți stă coloana într-o parte. Da. Și tot așa s-a descoperit că cea mai răspândită boală în ultima vreme la copii este școlioza. Școlioza, da, da. Tocmai de-aia acum în clasa 0 s-a reorganizat un pic programa școlară, elevii o să învețe să facă bastonașe pentru coloană. Da, deci concluzia mea este simplă, o să vă las și pe voi să vă spuneți părerea după aia. Părerea mea este că în ultima vreme educația în România și sistemul de învățământ în general, școala, este ca hârtia igienică. E bine să o ai, dar te descurci și fără.
Măi, cât adevăr! Să știi că o doză de adevăr există în ce spune. Realitatea e crudă, e dureroasă, dar asta este. Dar totodată nu generalizăm, Laurențiu. Nu trebuie să uităm că noi în platoul emisiunii și fiecare din noi în jurul nostru avem și vedem generații de copii și copii care se implică, da? Care sunt autodidacți, care fac performanță, fie că fac performanță în istorie sau într-un sport sau în muzică. Există și copii implicați, dedicați, devotați, pe care trebuie să îi apreciem. Sigur, sigur. La fel cum există și profesori care își fac meseria cu profesionalism și cu devotament și cu plăcere. Nu generalizăm, dar sigur că știm și nuanțele și sâmburile de adevăr, l-am recunoscut cu durere, ni s-au sterpezit dinții, dar asta e. Și nu, dar poate se întâmplă că ceva. Și după 50 de ani, totuși viața este roză, ai scleroză, ai artroză, e roză, dacă stai, exact ce spune el. Și la urma urmei nu trebuie să fim o țară de academicieni, Laurențiu. Trebuie să avem și cismari, trebuie să avem și tâmplari, trebuie să avem și frizeri, și bucătărese, și doctorițe, și profesoare, și toate categoriile. Corect, mi se pare corect. Doar așa putem evolua. Sigur. Trebuie să ne cânte Laurențiu. Ne spune Alexandru că trebuie să ne cânti Laurențiu. Păi vrei să ne cânti? Trebuie să ne cânti. Am să dedic această melodie Raimondei și, bineînțeles, doamnei Luiza, cu mare, mare plăcere. Și roze, adică să fie un moment roz așa. Melodia se intitulează Numai cu tine. Deci numai cu dumneavoastră, doamnelor, facem emisiuni frumoase. Ne-ai invitat, da? Bineînțeles, poftiți. Chiar te rog, hai să vedem cum dansăm. E liber la dans, e liber la dans. Hai să fie cu muzică. Ce ne-a alinat ca frunza în vânt s-a scuturat. Cine din noi e vinovat și cine ne-a înstrăinat? Eu numai cu tine am avut clipe senine. Te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot. Ce să fac cu dorul meu să mă împac, cu inima să-mi potolesc, eu tot mai tare te iubesc. Eu numai cu tine am avut clipe senine. Te rog să vii de tot, eu fără tine nu mai pot. Eu sper că încă are rost să-ntoarcem clipa în care am fost, ca într-un vis cel fericit în care cu drag ne-am iubit. Eu numai cu tine am avut clipe senine. Te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot. Eu numai cu tine am avut clipe senine. Te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot. Eu numai cu tine am avut clipe senine. Te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot. Am avut clipe senine. Te rog să vii de tot. Eu fără tine nu mai pot. Nici eu
fără tine nu mai pot, nici fără Luiza Cala nu mai pot, nici fără Luiza Martinescu nu o să putem. Luiza a ajuns în platoul emisiunii, dar deocamdată, dragi telespectatori, vă dăm o scurtă pauză de publicitate. O așteptăm pe Luiza alături de noi și pe dumneavoastră să reveniți. Pauză și ne reîntâlnim. Am dansat, ne-am dezmățat, ne-am liniștit, v-am dat și dumneavoastră răgazul să luați o scurtă pauză. Am revenit, dragii mei, așa cum v-am spus, alături de noi în platoul emisiunii a sosit și colega noastră de la teatru, colega mea Luiza Martinescu, actriță la Teatrul Național din Constanța. Bine ai revenit, Luiza, în emisiunea Randevul Duminical. Chiar că mulțumesc, bine v-am regăsit. Cum vine ea zâmbitoare, mă, cum vine, măi, Luiza, ea când vine înflorește așa toată atmosfera. E genul de invitat, Laura, da, care îți dă o stare de bine. Nu numai Luiza, și celelalte invitate sunt la fel de pozitive. Continuăm discuția și cu celelalte două invitate, dar pentru că ești venită așa de curând în emisiune astăzi, Luiza, o să vreau să aflu de la tine mai multe lucruri. Eu știu că tu de curând ai avut o colaborare, ai încă o colaborare cu Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare din Constanța. E foarte bine că există colaborare între teatre. Luiza Martinescu și Andu Axente sunt doi colaboratori ai Teatrului pentru Copii și Tineret, cum spunem, în spectacolul Carmen, o dragoste mistuitoare. Dacă e vorba de Luiza, nu poate să fie vorba decât de dragoste. Ea este o poezie și o mare dragoste în viață și în jurul nostru. Hai să vedem de unde colaborarea cu Toma Enache, cu regizorul Toma Enache, cum s-a născut ea și ce sentimente te încearcă acum, privind retrospectiv toată perioada asta de colaborare, inclusiv premiera spectacolului. Păi, pentru mine genul ăsta de întâlnire, o numesc eu întâlnire de taină. Pe cuvânt de onoare, după un rol ca ăsta, am simțit și atunci când am jucat în Gaițele. Acum pe primul loc, ca să spun așa, pentru mine este acest rol, Carmen, și este într-adevăr o întâlnire. Întâlnirile în artă, scuză-mă, Luiza, ca și în viață, sunt rare, întâlnirile adevărate. Adevărate. Este asta, da, o întâlnire dintre aceea care te marchează, da, pe... De taină. Da? De taină, da. Proiectul ăsta a venit așa, pur și simplu, neașteptat, colaborarea între Toma Enache și... domnul Lică Gherghilescu, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret, au pus la cale lansarea sau relansarea, dacă vrea, a secției de tineret, în ideea că acești copii care vin la Teatrul pentru Copii de la vârste fragede și ajung la noi mai târziu, nu mai exista această trecere a secției de tineret și au considerat că acum era ar fi... un gol acolo, era un gol, lipsuri, într-adevăr, și au considerat că trebuie să relanseze cu această piesă, norocul nostru, ca să spun așa, să relanseze secția de tineret. Spectacolul ăsta, după novela lui Prosper Merimée, este o adaptare după această novelă și este o nebunie de piesă, ca să spun așa. Noi am lucrat o lună jumate la foc intens și... Am văzut că este colaborare între Teatrul de Stat Constanța, da, Teatrul Căluțul de Mare și avem studenți, și două studente la coreografie, exact, două fete frumoase, minunate. Și s-a făcut așa un mix foarte, foarte bun. Stella Cocârlea a făcut coreografia și a scos din muzica asta care are niște... Te duce imediat într-o stare de creație absolută și a scos niște momente fabuloase cu profesioniști, dar și mai puțin de... Am văzut că se folosesc proiecții foarte frumoase, proiecții, la fel. Da, este un spectacol cu o poveste de dragoste care place,
de la cei mici până la cei foarte și mari. Și totuși este o limită de vârstă, trebuie. Este limita, să spunem, mă rog, și asta, da? 14 plus, așa începe. Acum, sigur că publicul spectator adult este obișnuit să vină la teatru dramatic. N-ar fi rău să poftească și pe aici, pentru că este o poveste destinată tuturor. Poate că n-a fost destul mediatizat sau chiar vine lumea. E ceva nou. Publicul constanțean nu e obișnuit cu astfel de spectacole la teatrul de copii. E adevărat că nu e obișnuit, dar se va obișnui. Tocmai de-aia și titlul ăsta, O dragoste mistuitoare, stârnește aceste generații tinere în ideea să ia tragă cumva și să lase cinematograful să vină către teatru cumva, să reintrăm cumva așa în zona asta de teatru 14+. Dar întâlnirea cu regizorul a fost una minunată. El este un tip care este faimos. Deși nu e aromân. Deși nu e aromân. Nu, faimos, cum era? Nu sunt faimos, dar sunt aromân. L-am avut și noi, platou și aromân. Exact, aromân. Pentru că e aromân. Jet by jet. Și este un tip foarte jovial, foarte prietenos, deschis. L-am cunoscut și noi, ne pare rău că n-a putut ajunge în emisiunea. Și el regizează cum vrea el. Asta îmi place foarte tare. Deci nu are o tehnică aparte, n-are... Nu inhibă, nu, dimpotrivă. El te potențează exact acolo unde trebuie și te lasă să te duci cu povestea. Este atipic, dacă vrei, față de paleta de regizori pe care eu am întâlnit-o până acum. El este un regizor atipic. Pentru că face ce vrea el, dar face cu bun simț, face cu drăgăleșenie, cu... Ce ingredient folosești, Luiza, în construirea unui rol? Predomină rațiunea la tine sau simțirea? În general, nu vorbim numai despre Carmen. Eu rolurile... sunt o tipă intuitivă. De la asta pornesc. Merg în prima fază, merg pe intuiție foarte mult și dacă văd că ceea ce fac eu corespunde cu ceea ce vrea regizorul, mă duc mai departe pe o altă construcție, una peste alta. Dacă ceea ce eu simt nu corespunde cu ceea ce se dorește, atunci încerc să găsesc alte soluții, ce să zic. Sau refuzul. Sau refuz. Sau refuzul, nu evident. Nu prea mi se întâmplă. Dar nu, bine, înțeleg, da. Nici chiar așa. Ei, nu e cazul, nu aici. Nu, pentru că le iau ca pe experiență. Sunt spectacole care îmi plac foarte tare, absolut. Sunt spectacole pentru care nu există așa un mare efort până într-acolo și sunt spectacole la care... Spre exemplu, dacă am seara gaițele, cum avem acum săptămâna asta, nu prea mă fac nimic toată ziua. Mă centrez pe ceea ce am de făcut și atât. Pe când sunt și spectacole mai ușurele, cum le numim noi, și atunci lucrurile stau mai ușurel. Luiza, noi am pregătit un material pentru telespectatori, un scurt fragment minunat din spectacolul Carmen, O dragoste mistuitoare. Invităm pe telespectatori să-l urmărească împreună cu noi și revenim la discuțiile din platou. Thank you.
Foarte frumoase imaginile, într-adevăr, proiecții frumoase, costume superbe. Cine s-a ocupat de costume, Luiza? Și în timp ce tu povestești, telespectatorii vor mai vedea și câteva fotografii din spectacol ca să le facem o imagine cât mai bogată cu referire la acest spectacol. De costume s-a ocupat Toma Enache. Este prima dată când m-am simțit răsfățată, alintată, iubită, tot ce vrei tu, la modul că Toma Enache și-a dorit pentru mine să fie o apariție senzațională. Parte din costume sunt venite din America, comandate din America, o altă parte sunt făcute la Constanța și este o combinație între clasic și modern în stilul acesta al poveștii, da? Acțiunea se petrece în secolul XIX în Sevilla. Povestea este foarte frumos conturată în povestea de dragoste între Carmen și Don José, tânărul de origine bască și țiganca acea înaltă, bine făcută și cu ochii foarte mari. Exact, exact, tipologia ta, Luiza. Exact. Eu cred acum că nu găseam în toată Constanța, nici în București, nici, așa nici pe la Cluj. Toma, da, nu așa găseau un personaj, acum mai poate o tipologie mai apropiată de, da, de personaj. Așa a zis și regizorul, că dacă făcea un caz, da, și pentru nu, că tine a fost făcut rolul ăsta. Da. Eu m-am simțit bine, acum că fie așa, că nu fie așa. Eu m-am simțit foarte bine aici în proiectul ăsta și alături de Toma Enache. Povestea este minunată, cu adevărat minunată. Este prima dată, este premieră națională, este prima dată când este această piesă este făcută pe zona de teatru, deci este în zona de teatru. De regulă putem urmări în opera Carmen, este cumva același lucru. Este o adaptare după piesă, ca și opera. Ok, Luiza, povestim cu tine în continuare, dar vreau să nu le uit nici pe celelalte două invitate, da? Și vreau să spui, Luiza, ca la ce proiect ai, pentru că, nu, hai să vedem, suntem la final de an, mai puțin și vin sărbătorile, ne luăm la revedere de la 2017. Cum a fost pentru tine anul 2017, din punct de vedere al artistului, din punct de vedere al omului, Luiza Cala, cum vrei tu? Să facem așa o retrospectivă. Mai întâi vreau să o felicit pe Luiza pentru că am fost la premiera piesei și scuzele de rigoare că nu am ajuns, dar cu proxima ocazie voi ajunge. Ba, am avut spectacole în paralel, ba, a apărut ziua surorii mele așa de pe repusă masă, ba, dar de fiecare dată am vrut să ajung, n-am ajuns, cu proxima ocazie acolo sunt, Luiza, ochi și urechi și cu brațele întinse către tine și cu sufletul, cu drag. Rolul pe care l-a făcut Luiza a fost grandios, pot spune, și îl înțeleg perfect pe Don José. Și eu m-aș fi îndrăgostit mistuitor de acea țigăncușă înaltă cu ochi foarte mari. Da, a trecut un an și a trecut un an în care eu m-am străduit tare mult să fiu fericită. Am încercat din răsputeri și aproape mi-a ieșit. Lipsește ceva pentru că ai spus aproape. Mai multe. Asta este viața. Viața este un șir lung de. Dar ceea ce e mai important ai, te împlinește. Am acest copil, uneori consum bărbați tineri la micul dejun, ultimul meu copil care îmi este foarte drag, este pe drum următorul. Am fost în acest an în trei tabere internaționale de pictură. Întâlnirea cu artiști de peste tot de prin lume, alături de care am lucrat, a fost acea parte a vieții care mi-a umplut bateriile pentru anul care se va scurge până la celelalte tabere din anul care vine. Deja am răspuns da
despre două știu și nu se știe ce urmează, dar tot timpul meu acum, fiecare bucățică rămasă liberă este pentru scris. Cuvintele gâlgâie în mine, vor să se așterne și acum este perioada în care eu mă simt mai bine printre cuvinte și am nevoie de cuvinte. Se vede că te simți bine, Luiza, se vede așa, ai o aură pe care o transmiți și dacă vrei și dacă nu vrei, care vine din interiorul tău. Proiecte frumoase pentru la anul, inspirație să ai, Luiza, timp, slavă inspirație, Domnului, liniște în suflet ca să se concretizeze, să se contureze toate. Dacă vorbim de proiecte, Luiza, știu că ești în pregătire cu un festival, festivalul se numește Festivalul de Dans... Festivalul Național de Dans Luis Arts Grand Prix, este a doua ediție. Anul trecut am ținut-o în 3 decembrie, acum în 2 decembrie, așa a picat în sâmbătă, într-o sâmbătă. Și mă bucur de prezența, prin comparație, dacă vreți, față de anul trecut. Anul acesta au venit alături de mine foarte mulți sponsori. Sponsori care, de fapt, se află alături de copii. Este, n-am voie să dau nume, eu așa știu, dar care vin alături, exact, vin alături de copii cu mâncare, băutură, pentru că festivalul se desfășoară pe foarte multe ore și atunci necesită. Da, în ideea de a economisi niște bani, mai ales că vin din foarte multe orașe din țară și mă bucur de prezența acestor sponsori alături de noi. Avem, de data asta, ne așteptăm la un număr mai mare de copii. Dacă anul trecut am avut undeva la 200 de copii prezenți la prima ediție, acum, din calculele mele, mergem undeva la 300 de copii. Mă gândesc la ediția cu numărul 7-8, deja unde o să îi primiți pe toți? S-ar putea să trebuiască să facem, așa, da, vreo două zile. Două zile, da? Mai luăm o zi, atunci să ne desfășurăm așa cum se cuvine. În avans. Exact. Avem categorii noi anul acesta, la fel ca o noutate, dacă vreți, vine secțiunea Open, unde instructorii aici de față pot participa alături de copiii pe care îi îndrumă. Adică dansează și instructorul? Da, dansează și instructorul, dacă dorește. Faci chestii de-astea, Raimonda? Sau te-ai gândit de acum încolo să faci și astfel de... A fost prima ocazie acum la Luiza, când am văzut, iar pentru mine este un lucru foarte bun să fiu pentru alături. Pentru prima dată, anul ăsta este primul an în care participi sau ai participat și anul trecut? Nu, am participat și anul trecut, dar... Anul viitor dansează și antrenorul instructorului. Adică luăm pe toți cei care vor, Laurențiu, da, da. Toți cei care vor să danseze, să meargă acolo să danseze, foarte frumos. Anul trecut am fost alături de Luiza la acest concurs al ei cu liceul de artă Regina Maria, acolo am predat un an de zile și i-am dus niște copii frumoși, foarte frumoși. Un premiu ați luat și voi ceva? Am luat. Ați luat, normal. Eu știam că ați luat, când n-aveați cum, dar vroiam să aduc așa în discuție ca să știe și toată lumea, să știe și telespectatorii. Și anul acesta, fiind consilier de imagine la școala primară și grădinița Colibri, vom participa și cu cei mici. Și sperăm să fim la fel, la aceeași înălțime, cum am fost și cu cei mari. Bineînțeles, că sunt sigură că din partea jurului va fi o mică înțelegere și eu am fost în juriu și trebuie să îi încurajăm și pe cei mici, pentru că așa vor ajunge niște stele, de la steluțe mici vor ajunge niște stele mari. Luiza, mă întorc la tine, Luiza Martinescu, că avem două Luize și atunci trebuie să specific exact, că se uită amândouă Luizele la mine. Hai să vorbim un pic și despre programul tău la Teatrul de Stat din Constanța. În afară de faptul că telespectatorii care ne urmăresc acum au înțeles și deja și-au pus în agendă, în program, de a merge și a vedea spectacolul de la Teatrul de Copii Căluțul de Mare,
Carmen, o dragoste mistuitoare. E bine să le amintim telespectatorilor și spectacolele în care te pot revedea pe scena Teatrului de Stat din Constanța, pentru că sunt numeroase, sunt frumoase și ar trebui și ele văzute. Nu ne plângem, știm, se joacă cu casa închisă pentru vineri, dacă nu știi. Bine, noi filmăm într-o zi de marți, emisiunea intră duminică, acum noi spunem ce știm de marți pentru vineri. Când se joacă Gaițele, deja de ieri nu mai sunt locuri, se joacă casa închisă. E foarte bine asta, dar cei care își doresc de luni la prima oră vor găsi bilete și de acum încolo pentru spectacolele următoare. Unde te pot vedea, telespectatori? În ce spectacole, Luiza? În afară de Gaițele pe care tocmai l-ai pomenit, în regia lui Lucian Iancu, Gâlcevile din Chioggia, Nunta lui Figaro, Bolnav închipuit, te mai luat așa repede. Utopia. Și... Utopia, chiar. Recomand din suflet Utopia, este o producție nouă a Teatrului de Stat din Constanța, regizată de Yannis Margaritis, care este un regizor minunat și care a făcut o treabă absolut minunată aici, un tur de forță cu aproximativ 30 de oameni pe scenă și s-a întâmplat o treabă nemaipomenită. De asemenea, Dionisos este o altă producție care s-a reluat din stagiunea trecută și care este într-o colaborare cu Marius Bodochi, actor renumit de la București, pe care majoritatea îl cunosc. Și cam atât îmi vin acum în minte. Ori mai fi și altele, dar nu le... ori mai veni și altele, Luiza, stagiunea următoare, cine știe ce ne aduce. Deci anul următor, cine știe ce ne aduce. Sperăm să ne aducă și roluri frumoase, da? Și pentru sufletul nostru, dar și pentru public, da? Care se bucură de producțiile Teatrului de Stat din Constanța. Luiza, am primit această carte de la tine înainte de a intra în emisiune, m-am răsfoit-o puțin și pentru că... Așa, mi s-a părut frumos și chiar îmi face plăcere să citesc o poezioară. Am ales mai mult sau mai puțin selectiv o poezie care se numește Un Adam Permanent. Îmi dai voie să o citesc, să vedem despre ce e vorba, să intrăm un pic în subiect. Un Adam Permanent. A mai trecut peste mine un Adam. Adamul este unitatea de măsură a fericirii. Sunt Adami sezonieri și Adami permanenți. Uneori, intensitatea unui Adam sezonier este foarte puternică și eu îl confund cu un Adam permanent. Doar timpul îmi arată care Adam pleacă și care rămâne. Fii tu Adamul meu de azi și de mâine. Fii tu Adamul meu permanent. Dar doar pentru timpul iubirii. E, fii tu Adamul meu permanent. Sunt Adam care pleacă și Adam care rămân, Luiza. Păi da. De ce pleacă Adam, înțeleg? Pe aia care... Cred că toate odată. Luiza, aștept, Luiza. Dar ce-mi place titlul, vai. Hai că voi știți de ce pleacă Adam. Vreau și eu, care. Nu că și nouă ne-a plăcut, dar să știi că Luiza ne-a dezamăgit, ne-a spus de fapt că este așa o conspirație pentru a atrage de fapt cititorii și că nu e chiar așa cum spune titlul, uneori cum sunt bărbați tineri la micul dejun, ne-am mai liniștit că ne uitam urât la Luiza. Chiar, acum, Luiza, nicio poezie n-are trimitere la micul dejun și cu bărbații tineri, adică titlul este pus doar așa la momeală, niciuna din referințe nu... Uneori consum bărbați tineri la micul dejun. Este o carte de proză scurtă. Bun, proza asta scurtă. Și a citit din poezie. Din poezie. Dar în proza ba scurtă da, avem trimitere, nu? Numai, vreau să vă spun, bărbații tineri din titlu reprezintă, ce este ziceam? O metaforă și reprezintă energie proaspătă dată de cel ce are grijă de viața pe pământ, de soare. Da. Dragii mei, nu veți fi dezamăgiți citind-o, vă garantez. Multe auzi, delicii Luiza, veți găsi Luiza, acolo. Luiza, nu e rău nici așa, dar era mai bine. Da, auzi? M-ați dezamăgit. Da. Nu, sunt multe doamne care nu place metafora. Nu așteaptă metafora.
Da, da, da. Veți întâlni în carte iubirea sub toate formele ei. Iubirea este eșafodajul la tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Și acolo este iubire tristă, magică, împlinită, dezamăgiri grămadă. Este în carte toată viața așa cum este ea. Ce este iubirea pentru Luiza Martinescu? E o întâlnire de taină. Am vorbit asta și la începutul emisiunii. Cu mine. Este o întâlnire de taină. Pledez pentru iubire. Cele mai frumoase lucruri în viața mea s-au întâmplat din suferință și din iubire. Restul n-a fost nimic. Iubirea vine la pachet cu suferința. Asta e... Nu știu dacă e așa. Nu, nu știu. Refuz să crezi, nu? Refuz să cred, da. Iubirea nu e... Nu dorim. Da, nu știu. Nu vreau să răspund. Dar pledez pentru iubire și de regulă acțiunile mele în viață au fost pentru. Și știu ce spun. Și știu și eu ce spui în mare da. Parte, nu în totalitate, n-am dar, cum. O vreau să o întreb pe Luiza Cala. Întreabă. Toți nu, nu, ultima cealaltă, întrebare, cealaltă te rog. Forma, ultima. Toți oamenii au dreptul la fericire? Absolut, noi ne-am născut spre a fi fericiți. Uh-huh. Și numai cei ce se pierd în orbire. Așa. Trec prin viață fără a fi. Îmi este atât de milă de ei. Eu nu pot trăi fără a fi fericită, fără a iubi. Da, mulțumesc de răspuns. E adevărat că toți oamenii au acces la fericire, iar iubirea, din câte am citit, am învățat, am simțit și mi-am păstrat în memorie, este un sâmbure pe care îl păstrăm în noi, doar trebuie să o scoatem la iveală din interiorul nostru. Cartea nu s-o așteptăm, vă va ajuta, vă va ajuta cartea să o scoateți. Da? Este doar sâmburile pe care... Dar sunt și oameni care au iubire, rezervorul iubirii plin și sunt gata să ofere iubirea, sunt oameni care n-au iubire nici de sine și n-au de unde să ofere iubire. Vorbim ce de un rezervor. Trebuie să fie da, 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 acei vorbim oameni. De un rezervor de iubire. Ai ce să oferi iubire? Ai cum? Păi dacă tu nu ai, ce să-mi oferi mie dacă tu nu te iubești? Noi toți cât suntem rezervor plin. Ai, Luiza? Da, cât deci rezervorul PECO când a fost alimentat. Sunt de acord, am făcut și eu odată comparația asta. Spre exemplu, făceam într-o relație de iubire, degeaba am eu ca la mașini, da? Eu am mașină full-ul făcut, da? Eu merg cu 30 de litri, tu ai 5 litri. Eu îți umplu ție rezervorul exact. Tău, dar tu pe al meu da, ce da, facem da. Aici? Se întâmplă, atunci, sunt, exact, sunt da, da. Și cazuri da, de-astea nefericite, place, da. Din păcate. Dar ce e frumos e când se întâlnesc două rezervoare pline. Iese o explozie, explozie meta. De combustibil da, da, da. Energetic. Dragi telespectatori, noi am fi continuat discuțiile aici, mai ales dacă lansăm dacă lansăm da. Ca subiect iubirea, care este atât de un subiect atât de vast și de neterminat niciodată, întotdeauna găsim cuvinte în plus de spus la acest capitol, nici poeții n-au reușit să descrie iubirea, n-au terminat cuvintele cu referire la capitolul iubire, dar timpul trece, ne apropiem de final. Laurențiu, o să te rog să le oferi tu ceva invitatelor noastre. Înainte de a oferi o melodie. Ai un dar, știu, da? Ai un dar am muzical. Un dar muzical, dar în acest weekend ne vedem în Germania, la Aachen, la Gummersbach și la Köln, trupa Demențialii, cu doamna Dichiseanu, cu George Rotaru, alături de toți românii de acolo. Demențialii merg la Köln să... Am merge și noi, dar n-avem cum, dar o să ne bazăm pe faptul da, că o să ne trimiți nouă filmulețe 3, 5 și românești. O să urmărim sigur. Pe pagina păi, ta, Laurențiu Vlad. Sigur că da. Iar acum vreau să dedic colegei Luiza Martinescu o melodie frumoasă de suflet pentru actor, pentru scenă, pentru că o prețuiesc foarte mult, la fel ca pe invitatele cărora eu le-am cântat prima melodie în prima parte. Dar acum melodia este pentru Luiza. Împărțim melodiile, da? Da, pentru rezervorul plin. Mulțumesc. Ca de la rezervor la rezervor la Laurențiu Vlad.
sterne noaptea pe pământ, trece încă o zi din viață. Numai eu nu dorm, eu stau și cânt până mâine dimineață. Nu mă plâng de soarta de artist dată de la Dumnezeu. Noaptea eu sunt vesel, ziua trist, ăsta e sufletul meu. Noaptea eu sunt vesel, ziua trist, ăsta e sufletul meu. Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, ca o mare scenă cu cortina albastră. Noi suntem artiști pentru dumneavoastră, zâmbete și flori, cântece de dor. Asta-i viața mea, ca o primăvară, pasăre în zbor, fir de lăcrămioară. Asta-i viața mea, o melodie, zâmbete și flori, arte și comor. Acum un reflector, scena vieții este plină. Când apare îndată un actor, fantezie și lumină. Zâmbetul-i plăcut și o lacrimă publicului le oferă. Și recită sincer și duios, viața asta e efemeră. Și recită sincer și duios, viața asta e efemeră. Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, ca o mare scenă cu cortina albastră. Noi suntem artiști pentru dumneavoastră, zâmbete și flori, cântece de dor. Asta-i viața mea, ca o primăvară, pasăre în zbor, fir de lăcrămioară. Asta-i viața mea, ca o melodie, zâmbete și flori, arte și comori. Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, ca o mare scenă cu cortina albastră. Noi suntem artiști pentru dumneavoastră, zâmbete și flori, cântece de dor. Asta-i viața mea, ca o primăvară, pasăre în zbor, fil de răcrămioară. Asta-i viața mea, ca o melodie, zâmbete și flori, arte și comori. Asta-i viața mea, asta-i viața noastră, ca o mare scenă cu cortina albastră. Noi suntem artiști pentru dumneavoastră, zâmbete și flori, cântece de dor. Rai, 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 rai. Bravo, Laurențiu! Bravo, Luiza! Mulțumim frumos! Uite ce piesă, cu un text destul de semnificativ. N-ai ales-o întâmplător, ai căutat-o, ai bifat-o și ai luat-o. Și ai adus-o în platoul emisiunii. Mare dragă! Dragii invitați, dragi telespectatori, ne-am apropiat de finalul acestei emisiuni. Am ajuns la momentul în care trebuie să-mi iau la revedere de la invitați, pentru că Luiza Cala este prima, cea mai aproape aici undeva în stânga mea. O să-mi iau la revedere de la Luiza, dar nu înainte de a-i mulțumi. Luiza, îți mulțumim că ai revenit în platoul emisiunii. Aștept cu nerăbdare să răsfoiesc și eu această carte, să văd de ce se întâmplă cu bărbații și cu micul dejun, ce e poezie, ce e... Explicații în particular. În particular, după ce citim, analizăm, defrișăm, așa, detaliem subiectul. Îți dorim succes în continuare, să ai inspirație, să scrii poezii la fel de frumoase, să le aduci în platoul emisiunii, să le mai citim și noi, să le oferim cărțile telespectatorilor, celor care doresc. Succes! Drag, salutăm, mulțumesc. Mangalia, îi salutăm pe prietenii noștri din Mangalia întotdeauna cu drag și te mai așteptăm alături de noi. Mulțumesc mult!
Luiza Martinescu, au înțeles telespectatorii, Carmen, o dragoste mistuitoare, absolut, spectacol mistuitor. Pe care îl puteți vedea la Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare din Constanța. Acolo o puteți întâlni pe Luiza Martinescu și pe colegul nostru Andu Axente, bineînțeles și pe ceilalți colaboratori ai teatrului. Spectacolele de la Teatrul de Stat în care o puteți revedea. Mult succes în cea de-a doua ediție a festivalului de dans, da? Și în toate proiectele tale, pentru că știu că sunt multe, tu ești o femeie activă, ești un om prezent peste tot. Energia ai, inspirația ai, inteligența ai, talent de toate, suflet, slavă Domnului, să se contureze și să Doamne ajută, cu drag la noi în emisiune, să le povestim și telespectatorilor. Raimonda, Potlog Raimonda, mulțumim din suflet, îți mulțumim că ai avut bunăvoința să-i aduci și pe cei mai micuți dansatori de acolo, de la Grădinița Colibrii. Le salutăm și pe doamnele director și pe toți cei reprezentați ai grădiniței. Succes în continuare și te așteptăm cu alte momente artistice, cu alte proiecte pe care să le împărtășim telespectatorilor. Mulțumesc mult din suflet pentru invitație, mi-a făcut plăcere să-mi revăd colega. Colegul și bineînțeles, să faci cunoștințe noi, prieteni noi, da? Cunoștințe noi și îmi pare bine că v-am cunoscut și cu altă ocazie, cu mare plăcere. Mulțumesc din suflet pentru invitație. Laurențiu, îți mulțumesc de asemenea și ție. Aveam și noi nevoie de un echilibru în emisiunea asta. Sper că și ne-am bazat pe umărul tău solid și să fim doar doamne. Da, sigur că da. Mulțumesc pentru decor, pentru doamnele care au stat aici pe canapeluță, pentru că sunt superbe și am avut, slavă Domnului, dialoguri destul de frumoase despre o paletă destul de interesantă a subiectelor. Mulțumesc și eu! Tot la capitolul mulțumiri, dați-mi voie să mulțumesc și eu Blizzard Fashion Constanța pentru ținuta din această seară. De asemenea, mulțumesc salonului de înfrumusețare Beauty Salon din Constanța. Mulțumim restaurantului Mandala pentru găzduire și colegilor din spatele camerelor, de asemenea, le aduc mulțumiri. Fără ei, această emisiune nu putea ajunge în casele dumneavoastră. Cam asta a fost întâlnirea noastră de astăzi. Vă doresc, dragii mei, o săptămână frumoasă. Bucurați-vă de voi, bucurați-vă de cei de lângă voi. Toate cele bune. Vă dau întâlnire duminica viitoare. Pe curând. La revedere!